Salutare prieteni, eu sunt Sordaciu și acesta este episodul 13 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Astăzi începem ca de fiecare dată prin a deschide cele 3 sau 4 chesturi. Sper să avem 2 free chesturi ca de obicei. Avem un silver chest și cel mai bun chest din acest episod, Magical Chest-ul de data trecută. Dar înainte să facem asta, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi. Haideți să vedem ce primim la Free Chest. Se anunță 21 gol, se anunță a fi un episod cu ghinion din prisma numărului 13. Eu sper să nu fie așa. Bun, săgeți. Am primit și 2 diamante, bomber, cartonaș și putem să-l ducem la nivel 5 și Valkyrie cartonaș. Un cartonaș mai avem nevoie de nou. Haideți să mai dăm un frices. 22 gold, încă 2 diamante, knight, un cartonaș și goblin, un cartonaș. 2 cartonașe și mai avem nevoie de 4 pentru nivel 5. Acum mergem cu silver chest-ul. Ia să vedem ce ne dă, mai puțin gold, bineînțeles, 17. Spear Goblins, un cartonaș, bomber, un cartonaș și da, arcaș, un cartonaș. Acum prieteni, deschidem primul magical chest din această serie, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem. 183 gold, e bun, 4 săgeți, un cartonaj de gigant, un cartonaj de mini pe care și putem să-l upgradăm la nivel 2, 8 cartonașe de knight, de asemenea putem să-l ducem la nivel 5, 11 cartonașe de goblin, aș fi vrut altceva, dar asta e. 4 cartonașe de muschetari și putem să ducem la nivel 3 cartonașul și witch. Ne-a dat vrăjitoarea, prieteni. Aș fi preferat acest, cum îi zice, prințul parcă. Da, prințul are 240 damaj, vrăjitoarea are doar 49. Dar este bună și ea, să vedem în locul cui. Mai întâi să facem upgrade la mini PK 50 și primim plus 60 hit points damage pe secundă, plus 18 și damage în general, plus 32. Facem upgrade și la bomber, 150, destul de costisitor. Primim 20 hit points damage pe secundă, 9 și area damage 16. Aproape de nivel 4 suntem. Să facem upgrade la muschetar. Nu știu exact, vreau să vedem întâi cu cine schimbăm vrăjitoare. Este o decizie destul de grea. Habar nu am, să scoatem săgețile, să scoatem focul. Haideți că scoatem săgețile deocamdată. Nu știu dacă e cea mai bună decizie. Și facem upgrade la muschetar. Încă 150 de bănuți cheltuiți, hit points plus 37, damage pe secundă plus 10 și damage în general plus 11. Rămânem cu 118 bănuți, mergem să jucăm primul match. Mai avem nevoie de asemenea de 7 coroane pentru a deschide un crown chest. Haideți să vedem ce adversari întâlnim în acest episod. Ia să vedem. Iar un asiatic. Punem gigantul și bomberul. Să vedem ce cartonaș are. Valkyrie. Are prințul, din păcate. Baby Dragon. Ia să vedem.
primii P.E.K.K.A. Trebuie să distrugem primul turnuleț. Punem și gigantul. Să vedem. Bombarul în spate. A dat focul, dar l-a ratat. A, să vedem. Mai are 1000 pe turnul principal. Da, 3-0, prieteni, am câștigat primul meci din acest episod. Să-i urăm mult noroc. Am primit un silver chest, 5 bănuți și 29 de trofee. Mai avem nevoie de aproape 90 de trofee ca să intrăm în Arena 2. Asta ar însemna încă 3 meciuri câștigate. N-am apucat să punem vrăjitoare. Uitați, avem și aici câteva upgrade-uri de făcut. 50, 150, deja 200, 350, deci 500 de coinsuri am avea nevoie ca să facem upgrade. Nu o să facem, deoarece cel puțin la aceste 3 cartonașe de sus. La săgeți mă mai gândesc. Momentan rămânem așa. Mă gândeam, prieteni, aici, da, să dau 60 de diamante, să iau 1000 de bănuți și să fac clanul. Dar mă mai gândesc. Am auzit că dacă intru într-un clan primesc 100 de diamante. Și aș rămâne cu 40 din acele 100. Dar vedem ce facem. Haideți să mai jucăm încă un match. Să sperăm că o să-l câștigăm și pe acesta. Iar un asiatic. Trimitem vrăjitoarea. Nici nu știu. Vrăjitoarea, bombarul. Așa, v-aș vrea acum gigantul. Ne-a distrus vrăjitoarea, dar haideți să punem Walkirii. Trebuie să distrugem turnul acționat ca să putem pune... Ia să punem dragonașul, dar să așteptăm să se distrugă turnulețul. A pus și el Walkirii nivel 2. Haideți să vedem acum, punem... Vrăjitoarea. A, de fapt vrăjitoarea e de apărare, cred că. Ia să vedem. Punem bombarul. Și acum gigantul. A pus și el un gigant. Însă noi punem acum Walkirii. Trebuie să ajungă gigantul să dea două lovituri măcar. Vreau să punem dragonașul acum. Imediat intrăm în ultimul minut și se dublează elixirul. Bun. Punem mini PK. Și... Vrăjitoarea. Trebuie să punem și gigantul. Trebuie să câștigăm acest meci neapărat. Ia să dau eu focul pe turnuleț. Pe turnuleț principal. 37. Dragonașul. Mai avem 27 de secunde. Trebuie să ne vină focul din nou, neapărat. 20 de secunde. Punem Walkirii. Și acum focul, neapărat. Ia să vedem. Da, am câștigat, prieteni, și al doilea meci.
din episodul cu numărul 13 s-a dovedit a fi un episod cu noroc, nu cu ghinion. 30 trofee, un silver chest și 5 bănuți. Să dăm să se deschidă acest silver chest. O să vedem ce pică în ambele în episodul viitor, când sper să facem măcar o coroană să putem deschide și un crown chest. Aici dăm să dispară notificările. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi. Eu sunt Surdacio. Acesta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, dau cu pace și aveți grijă de voi. Vă aștept în următorul episod.